Bună ziua! Astăzi facem pași în Iringen. Este un sat autentic din sud-vestul Germaniei, cu multe livezi, cu multe vii, cu foarte multe vii. Pe străzile din Germania, de multe ori găsim aceste obiecte, aceste tărăbuțe cu lucruri care sunt date cadou, care se pot lua gratis. Astăzi este 24 iunie 2024, o zi superbă cu 20 de grade, cu puțin vânt. O fântână veche. Această zonă este plină de asemenea fântâni cu apă potabilă. Rece, rece.
Satul este mic, are 5600 de locuitori. Așa sunt în această zonă aproape toate sătucele. Este înconjurat de vii, are foarte multe crame de vin, foarte multe restaurante cu vin și cu mâncare bună. Este un loc superb. Și așa printre vii, întotdeauna o să găsim alei, drumuri foarte bune, foarte îngrijite, pentru că ei le folosesc și atunci când culeg viile, utilajele și când îngrijesc viile. Sunt foarte organizați și foarte harnici cei bătrâni. La cei tineri s-au mai pierdut și la ei. Așa arată viile lor, foarte, foarte îngrijite. Doamna le culeg cu tractorașul, cu dispozitivul acela special pentru cules via. Foarte puțin culeg via la mână. iunie, strugurii sunt foarte mici, dar se fac. Până în toamnă se fac foarte buni. Cei mai mulți sunt struguri pentru vin. Struguri de masă nu prea găsim în zona. Chiar deloc n-am văzut. Cineva stropește via. Și peisajul de aici este superb. Se vede satul Iringen. Foarte, foarte bine. Biserica. Germania la țară este foarte frumoasă. Așa arată drumul lor către vie.
De cele mai multe ori este în pantă și ca să nu alunece tractoarele când urcă sau când coboară cu strugurii, așa au ei pavele. Aici am găsit un loc pentru grătar. Este pe un deal deasupra Iringănului. Este un punct de belvedere. Deși ai zice că este un sat mic cu 5.000 de locuitori și nu prezintă niciun interes, fiecare din aceste sate are câte un punct de belvedere, are ceva foarte frumos și interesant. Păcat că am prins chiar acum când stropește cu tractorul și avem gălăgie. Dar nu e nicio supărare, pentru că fără stropit nu se fac struguri. El își face treaba. Uitați acolo. Acolo, în fundal, se văd și munții Pădurea Neagră. Noi suntem în zona Schwarzwald, în Kaiserstuhl, și acolo se termină munții. Și în partea cealaltă este Franța. Sunt mulți din Franța. Ca să nu fie totul perfect, avem și o stație de antene 5G, pentru că trăim în vremurile în care fără ele nu se poate. Sunt peste tot. Acest grătar este pentru cei care vin aici fără bani, este gratis. Este făcut dintr-un teasc, dintr-un mustuitor, dintr-o unealtă cu care mustuiau strugurii pe timpuri, zdrobeau strugurii. Și o idee foarte bună. Ca să nu aruncăm nimic, să reciclăm pentru cetățenii locului, chiar este un grătar super bun. Civilizat tot, cu măsuță, cu coș de gunoi. Superb, superb locul. La
revedere, Iningan. Drumul vinului. Din regiune. Prune, cireșe de vânzare, 4 euro kilogramul de cireșe, 2,50 kilogramul de prune.
Încă o fântână, dar aici scrie că nu este de băut. Încă un tonomat. Wow, cu dulceață, cu băutură, cu... mere. Kilogram de mere, fuji 2 euro. Am găsit chiar și cactus. Aici, în zona sud-vestului Germaniei, aici, în sud-vestul Germaniei, este foarte cald, cel puțin aici, în Iringen, este declarată cea mai călduroasă zonă. De aceea găsim aici și foarte multe lipezi. Cireș, cu pruni, cu caiș și foarte mult struguri. Este o zonă superbă. Cea mai frumoasă zonă a Germaniei este sud-vestul. Am ajuns și la biserică. Frumoasă și impunătoare. Foarte mare, care probabil este de la 1800, cum scrie aici, biserica este construită între 1874 1914-1918.